Jumătate din deșeurile pe care o generează o persoană în Republica Moldova constau din deșeuri biodegradabile. Pentru a reduce impactul deșeurilor asupra mediului, unii moldoveni deja au început să composteze gunoiul biodegradabil. Despre această soluție pentru problema deșeurilor din țară urmează să discutăm în următorul explainer, marca Jurnalism de Soluții. În localitatea Cărpieni a fost implementat un proiect ce a avut ca scop reducerea deșeurilor în sat prin compostarea deșeurilor organice. Zeci de gospodării au primit lăzi speciale pentru compostarea deșeurilor biodegradabile, cu ajutorul unui proiect inițiat de Centrul Ecologic de Asistență și Instruire, în comun cu primăria localității. Proiectul a fost finanțat dintr-un grant de aproape 35.000 de euro, oferit de Ambasada Canadei de la București. Despre avantajele compostului ne-au povestit familia Buhna, din Cărpieni. Au și ei o ladă de compost în gospodărie. Deșeurile adunate ajung să fie folosite ca și îngrășământ eco pentru sol. Cu ajutorul lăzii de compost, familia Buhna face economii de 1.000 de lei. Aceștia nu mai trebuie să cumpere îngrășăminte comerciale, ce deseori pot fi și periculoase pentru mediu. De beneficiile compostului sunt convinși și experții. Un beneficiu e reducerea cantității de deșeuri ce trebuie transportate spre cropile de gunoi. De exemplu, dacă în 2015 din satul Cărpieni erau câte 7 rute spre Gunoiște zilnic, în anul 2019 e necesară o singură rută pe săptămână pentru evacuarea deșeurilor vegetale. De asemenea, îngrășămintele rezultate din deșeurile organice sunt prietenoase mediului, comparativ cu cele comerciale. Primarul comunei crede că această practică poate fi preluată de alte localități din țara noastră. Totuși, spune el, asta nu înseamnă că vom scăpa imediat de obiceiul de a da foc frunzelor și crengilor uscate. Pentru a afla despre cum puteți composta dacă locuiți la bloc, vă sugerăm să citiți articolul original Soluții. Compostarea sau cum scăpăm util de deșeurile vegetale. Compostarea deșeurilor vegetale e o soluție pentru reducerea impactului negativ pe care îl avem asupra mediului. Cu atât mai mult, compostarea vine și cu beneficii financiare. În contextul în care jumătate din deșeurile generate de o persoană în Republica Moldova sunt biodegradabile, e important să facem primul pas spre un mediu mai curat.